Iranul menține acorduri pe teme de apărare cu Rusia, dar nu va ajuta Moscova în războiul cu Ucraina, a dat asigurări ministrul de externe iranian. Conform Digi24.ro, avem diferite forme de cooperare cu Rusia și între ele în sectorul apărării, dar nu vom ajuta niciuna dintre taberele aflate în acest război, pentru că noi nu credem că războiul trebuie oprit. Problema actuală a conflictului este că unele țări occidentale, inclusiv Statele Unite ale Americii, au fabricanți de armament care încearcă să-și vândă produsele. Vom evita orice acțiune care ar putea duce la o escaladare și vom acționa pentru stoparea războiului. Autoritățile din Statele Unite ale Americii au anunțat că Rusia este pe punctul să achiziționeze din Iran avioane fără pilot dotate cu rachete. Șeful diplomației iraniene, care s-a deplasat la Roma pentru reuniuni cu autoritățile italiene și de la Vatican, s-a referit și la vizita pe care o va face săptămâna viitoare președintelui rus Vladimir Putin pentru a purta discuții cu omologii săi. Va fi un summit trilateral în cadrul formatului de la Astana, primul în persoană în ultimii 3 ani. Acesta a menționat că la reuniune se va discuta despre chestiunea siriană și a adăugat, fără îndoială, vom continua să încercăm să obținem o încetare a focului în Ucraina, profitând de prezența președintelui Putin în Iran. Iranul este împotriva atacului militar al Rusiei în Ucraina și că de la bun început a încercat să stopeze războiul și să promoveze negocieri politice între părți. Acesta a mai adăugat: suntem în continuare convinși că soluția pentru Ucraina nu este războiul și că, indiferent dacă acest conflict va dura mult, nu va exista altă cale de a-l soluționa decât prin intermediul negocierilor. Ne gândim totodată că felul de a acționa al anumitor țări occidentale și în special al Statelor Unite ale Americii pentru a prelungi războiul va complica situația, a mai susținut acesta. În ceea ce privește dosarul nuclear, după luni bune de negocieri s-a ajuns la un proiect de document care are acceptul celor 4+1, Franța, Regatul Unit, China, Rusia și Germania în proporție de 90%, dar și al americanilor pentru reactivarea acordului din 2015.